Matei, capitolul 7, versetul 21, în jos spune, Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, vă invit să vă reașezați sar peste orice introduci, spunând doar atât, să-l slăvit să fie Domnul. Amen. Eu v-am ascultat cu drag. Mai ne auzim imediat despre anumite observații, dar a, sper să nu plecați, că am început de acum, da? Ora e târzie, eu știu că vi foame și nou predicatorilor, după ce voi ați mult, ne revine cea mai grea slujbă să vă mai ținem treci la ora asta când unii se gândesc la mâncare. Că era vorba de mâncare, Domnul a spus că ne întinde o masă cu bucate miezoase, bucate bune. Știți care e problema? Eu îi spun soției mele, dragă, fă o mâncare bună. Ea face mâncare foarte bună. Dar eu când îi spun să fac o mâncare bună, eu mă gândesc să fac așa o mâncare de spanac, de mazăre. Vin copiii mei, avem nouă copii și vin copiii mei și spun, mami, fă -ne o mâncare bună. Dar ei când se gândesc la mâncare bună, se gândesc la chipsuri, se gândesc la cartofi prăjiți cu ketchup, se gândesc la prăjitură. Acum, la care ne oprim? De care mâncare vrem? O să mergeți, o să mâncați. ce-o fi ce vi cumpăra, Domnul să vă binecuvânteze. Dar rămânând la cele spirituale. Cine definește care e mâncarea bună? Că pentru mine eu văd într-un fel, copiii mei îi văd în alt fel. Ei dacă ar putea în fiecare zi ar mânca dulciuri și am mari probleme să atât să scoatem afară toate dulciurile. Ei mănâncă dulciuri, după aia eu trebuie să scobat din, din buzunar să fac, le fac dinții. Și atunci noi înțelegem una prin mâncare bună, copiii înțeleg alta. Mai ales copiii răsfățați. Știi, mama lucrează la, la o mâncare mult timp. Cipsurile meșulei de la magazin, foarte simplu. Dar mama stă, curăță cartof, curăță ceapă, plânge când curăță ceapa aceea. Uh, și așa mai departe. Băieți răd că ei nu fac asta. Și petrece mult timp, petrece o oră, două ore să facem mâncare. Și asta costă. Și vine copilul și zice, mie nu-mi place asta. Cine definește ce-i bun pentru noi? Eu cred că în această zi cuvântul Domnului trebuie să definească ce-i bun pentru noi s-ar putea să nu ne placă. Că atunci când le pune mama o mâncare de spanac în față la copii, am vreo unul, doi care spune, nu-i place, știu că nu-i place. Dar e sănătoasă pentru el. Când Domnul ne pune în față bucatele lui, unii o să comentați, unii o să spuneți, eram într-o în țară, undeva într-o biserică și am predicat unor tineri și au ieșit afară câțiva și au zis că fur curent. Și am întrebat, că nu eram din zona aceea, și am întrebat, mai fraților, ce înseamnă la voi să fur curent? Că eu n-am furat curent în viața mea. Și au zis că înseamnă să vorbești prostii. Că vorbim de cuvântul Domnului, pentru unii sunt prostii. Vorbind despre voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Era aici o cântare, am spus că o să fac unei sublinieri, unii nu o să vă placă, știu, dar ascultați-mă până la capăt, măcar cu răbdare. Era o cântare cântată și spunea acolo, eu trăiesc ca să mă închin. Depinde ce înseamnă închinare. Depinde ce înseamnă închinare. Pentru unii, închinare înseamnă doar să cântăm aici. Două vieți paralele. Aici o viață și afară complet altă viață. Și când venim la biserică, ne închinăm și afară trăim complet altceva. Asta nu e închinare și este o mare amăgire. De aceea cuvântul Domnului, uitându-ne uitându, uitându la oamenii aceștia, Matei, capitolul 7, Domnul Iisus le zice, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, dar cine zice, Doamne, Doamne? Eu vă spun cine zice, cei care se închină. Aceia zic, Doamne, Doamne, și acei care se închină lui Dumnezeu, nu diavolului, sunt sataniști în lumea aceasta. Ei nu zic, Doamne, Doamne, către Dumnezeu. Ei fac alte lucruri, nu-i treaba noastră. Dar închinătorii vin și spun, Doamne, Doamne, dumneavoastră ce a spus în această dimineață și noi toți? Așa am spus și noi, Doamne, Doamne. Și Domnul Iisus vine și spune, nor și cine îmi zice, Doamne, Doamne. Adică nu și cine se închină va intra în împărăția cerurilor ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Oamenii aceștia se închinau. La final, au parte de o surpriză extraordinară, neplăcută. Ca și atunci când vin copiii mei acasă de la școală și în curte-i miroasa grătar. O să închei cu mâncarea că la fel nu mai sunt atenți. Dar în curte miroasa mâncare bună și intră în casă, mama ne-a făcut mâncare, ne-a prăjit cartofi. Și când intră în casă, e spanac. Că grătarul la vecina. Și atunci, zic că, oh, dar noi vreau... Așa sunt oamenii aceștia. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, noi credeam că noi ne-am închinat, noi am slujit, n-am făcut noi semne și minuni, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău. Și interesant că Domnul nu le zice, mă, n-am făcut-o. Nu, ci Domnul le zice doar atât. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Și eu întreb, dacă ei se închinau și spuneau, Doamne, Doamne, și Domnul zice, eu nu v-am cunoscut. Cui se închinau ei? Nu se închinau lui Dumnezeu? Nu erau cu Dumnezeu pe buze? Nu erau cu Dumnezeu în cântările lor? Nu erau cu Dumnezeu în rugăciunile lor? Păi da. Și atunci unde problema? Păi problema este că Domnul Iisus spunea, avertizându-ne, Matei capitolul 24, versetul 4, nu mai explic contextul că e târziu, versetul 4, drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva cinci, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Iată închinători înșelați. Doamne, Doamne! Și la final Domnul spune, Doamne, Doamne, mi-ați spus mie, eu nu vă cunosc. Și ei foarte mirați vin și spun, Doamne, cum adică nu ne cunoști? Că noi am făcut semne, noi am făcut minuni, noi am scos draci. Câți dintre dumneavoastră a scos draci? Câți dintre dumneavoastră a făcut semne și minuni? Și unor astfel de oameni care fac lucrurile acestea, Domnul le zice, eu nu vă cunosc. Unde e problema? nu s-au închinat bine, nu s-au rugat cui trebuia, n-aveau cuvântul. Păi eu înțeleg că problema este la un alt Hristos. Un alt Hristos. Spune aici, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Știți că diavolul atunci când vine, el nu vine cu coarne. Așa și imaginează unii, vine diavolul cu coarne, cu coasa și noi o luăm la fugă. Nu, diavolul nu vine cu coarne. Diavolul vine și se preface în înger de lumină. Iată ce ne spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 11. Și vreau să observați care e meseria lui. Versetul 3, dar mă tem ca după cum șarpele, cel vechi diavolul, citim în Apocalipsa imediat, a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și acum auziți, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt, Iisus, dar acestui Iisus, cum îi spunem? Știți cum îi spunem? La fel, Doamne, Doamne, putem să-i cântăm aceleași cântări, putem să ne rugăm la fel, aceleași închinări, aceeași închinare, dar e un alt Iisus, și vreau să observați ceva. Dacă vine să vă spun un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, și aici e interesant, o, cum îl îngăduiți de bine. Eu dacă aș intra puțin mai adânc în această dimineață, nu m-ați prea îngăduit. Dar dacă vine cineva și vă spune, sunteți ok, domne cu voi, felicitări, ne place, îl îngăduim, tânjim după așa ceva. Dar dacă vine cineva și le spune, uite, nu te-ai tuns bine, a, uite, iară, începeșteam eu că numai asta are în cap. Uite, nu te-ai îmbrăcat bine, imediat punem așa un scut în față și nu vrem să primim. Dar un alt Iisus e tare ușor de primit. Zice, o, cum îl îngăduiți de bine. Și despre diavolul, că despre el e vorba și slujitorii lui care aduc altă evanghelie al Duh, alt Iisus. Spune versetul 13, că oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostole lui Hristos. El îți vine cu Biblia. El îți vine cu Biblia. Iar am la mine în buzeu, într-o evangelizare și a venit o echipă din țară, în fine, a trecut pe la noi. Și nu prea i-a plăcut fratelui care a condus cum am organizat noi și, în fine, eram cu el pe stradă, chemam oameni la evangelizare și eu eram îmbrăcat cu cămașa, cu mânecă lungă, nu i-a spus nimic, că nu am avut nimic, că da? El zice, eu nu predic evanghelia asta textilă. De eu nu i-am zis nimic, nu m-am atins din nimic, nu i-am... Frate, care recent, în urmă cu un an sau cât să fie dovedit homosexuală. Dar ne place când vine și zice: Alt Isus, altă Evanghelie. Și sună bine: Domnul te iubește, Domnul cu tine. Nu e de mirare, spunem -mi 14. Că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Apocalipsa 12, versetul 9, Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, și -au zis care e meseria lui. Șarpele cel vechi, diavolul, satana are o meserie. Apocalipsa 12 cu 9. Să înșele întreaga lume. Ascultă-mă, tânăr drag care ești aici pe urmele tale e diavolul. Dar el nu vine să spună eu sunt diavolul, el vine și spune eu sunt Hristosul. Și are un singur scop, să te deraieze de la calea lui Dumnezeu, de la sfințenia lui Dumnezeu, de la voia lui Dumnezeu. Să te o ducă pe o altă cale care seamănă foarte bine cu calea lui Hristos. Aici e tragedia. Seamănă cu calea lui Hristos, dar a luat-o puțin pe lângă și imediat vedem unde o ia pe lângă. Diavolul, pe urmele tale, pentru sufletul tău, tânăr, tânără care ești aici, pentru sufletul tău, cineva se luptă să te înșele. Și acest cineva este diavolul. Dar el nu vine cu coarne, cum ziceam. El vine și spune, eu sunt Hristosul. El vine cu mesagerii lui care se dau un apostol ai neprihănirii, care ne periază, care ne spun lucruri care ne plac. Apostolul Pavel scria Galatenilor, Galateni 1 cu 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chema prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Știți că de greu e să aduci o biserică care a luat-o pe lângă, să o aduci înapoi la calea lui Hristos și ce ușor o biserică o ia pe lângă. E incredibil. Nici nu ai observat ca la tren. Ați observat că trenul schimbă macazul aproape că nu observi. Dacă citești, se întâmplă ceva ceva, nici nu ai observat. dar el când se întoarce, el merge linia aceea, merge complet în altă parte. Tu la final zici, mă, dar eu vreau să ajung la București. Oh, dar era în altă parte. Pentru că n-ai observat când a schimbat macazul. Vreau să înțelegem, când vorbim despre voia lui Dumnezeu, Cuvântul care a fost pus înaintea noastră și frații l-au votat și au spus să fie pus înaintea noastră și cred că e din partea Domnului. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, cineva are tot interesul să te înșele. O, dacă aș putea să ajung la inima voastră. O, dacă aș putea să mă auziți. Dacă aș putea să mă auziți. Că unii, cum era cuvântul din partea Domnului, unii vă jucați cu pocăința. Vă jucați și cu Hristos și cu lumea. Și într-o zi vei sta, multe căi proverbe 14 cu 12, multe căi pot părea bune omului. Ce are frate, ce are, care-i problema? Dar la urmă se văd că duc la moarte și la urmă e prea târziu. Astăzi nu-i prea târziu, de aceea Duhul Domnului ne chema la mărturisire. De aceea Duhul Domnului ne chema să ne recunoaștem. Că spune cuvântul Domnului în Proverbe, în capitolul 28, Versetul 13. Cine se ascunde fără de legile, nu propășește. El poate să cânte extraordinar. Poate să cânte, să dirigeze, poate să conducă cântările, poate să predice extraordinar, dar nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare, Doamne, îndurăte de noi. Dragii mei, pe urmele mele și pe urmele dumneavoastră cineva care înșală. Eva și cu Adam vorbeau cu Dumnezeu în fiecare dimineață și a venit un șarpe și i-a înșelat. Noi n-am stat de vorbă cu Dumnezeu ca Eva și Adam față în față să discutăm cât de ușor pentru diavolul să ne înșele pe noi. O, spune Scriptura, vor veni apostoli mincinoși, vor veni cristoși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și eu vă întreb, unde să știa mulți înșelați? Afară în birturi? În droguri? Eu am vorbit cu oameni, am fost în România, am fost în alte părți, am fost și în Africa, am vorbit cu oameni care au spus, domnule, eu vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă distrez, știu că merg în n-am nicio problemă cu asta. Ăsta nu e înșelat. Dacă când vii la biserică și ai fost dus la binecuvântare și ai făcut botezul și crezi că mergi spre rai și în viața ta sunt păcate nemărturisite, ascultă-mă, tu ești înșelat de diavolul, ești în pericol de a fi înșelat. Aici sunt oameni înșelați, mulți vor fi înșelați, cei mai mulți vor fi înșelați. Eu știu că ce vă spun acum nu-i popular, m-am și mirat de ce mă chema frații, cum de mă chema frații. N-am nicio problemă cu asta. Și dacă nu mai cheamă niciodată, n-am nicio problemă cu asta. Cei mai mulți se înșală. Cuvântul Domnului vorbea prin prorocul Ieremia. Ieremia, capitolul 23, spune versetul 16. N-ascultați cuvintele prorocilor acelor de atunci, da? Ei vă leagă în închipuiri zădarnice, spun vedenii ăștia din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc, ascultă-mă, a fost cuvântul Domnului în dimineața aceasta, că sunt mulți care au sau sunt unii care au nevoie de mărturisire legați. Dacă pleci de aici și nu faci lucrarea aceasta a mărturisirii, tu calci în picioare cuvântul Domnului. Dar are să vină cineva să spună, auzi, dacă crezi că tu ești singurul? Tu ești singura? Dar ce crezi că numai tu te uiți la pornografie? Dar toți tinerii se uită astăzi. Dar n-are nimic. Poți să cânți în continuare, poți să slujești, poți să intri la masa Domnului. Pentru că vine diavolul și spune, du-te înainte, n-are nicio problemă. Ei zic celor ce mâne să cotesc, Domnul a zis, veți avea pace. Și zic tuturor celor ce trăiesc după plecările inimilor lor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Auziți ce spune prorocul care a stat în, la sfatul Domnului. Versetul 22. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu. Și când Domnul vorbește unui popor, primul lucru care Dumnezeu îl rezolvă este păcatul întotdeauna. Și dacă nu-i păcatul, n-a vorbit Dumnezeu. Dacă ar fi fost la sfatul meu, ar fi spus cuvintele mele să-i întoarcă de la calea lor ce area, de la răutatea faptelor lor. În final ei n-au ascultat, l-au nesocotit pe Dumnezeu până când Dumnezeu n-a mai suportat și i-a măturat de -a scos din țară și plânge Ieremia în plângerile lui în capitolul 2 și spune versetul 13 Cu ce să te îmbărbătezi? Cu ce să te aseamăn fica Ierusalimului? Cum plângem pentru unii care i-a spus, nu te du, nu te căsători cu băiatul acela, și n-a ascultat, și plânge și ea, și plângem și noi, și plâng părinții, și ce poți să faci? Că unii ne socotesc cuvântul Domnului, nu interesează. Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii de șarte și amăgitoare, nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abata astfel robia de la tine, Cuvântul care eu vi-l spun e dureros și greu, eu știu asta. Pentru cuvântul acesta sunt nopți care nu le-am dormit. Eu știu asta că e greu, dar eu vreau să, să abatem de la noi mânia lui Dumnezeu. Vorbea Dumnezeu tinerilor în Ucraina cu ani de zile, am fost în Ucraina, știu, știu concret. Vorbea Dumnezeu, am și prorocit de acolo. Și când vorbea Dumnezeu că va veni războiul în Ucraina, știți ce făceau tinerii? Rădeau. Iar au avut proroci, iar au avut bătrânii, ziceau ei, iar au avut bătrânii prorocii cu războiul. Într-o zi a venit războiul și din nou a vorbit Dumnezeu și am auzit lucrare, cum Domnul chema la pocăință. Și iarăși ne-au râs și războiul se extinde și Domnul anunță că vine înspre noi. Dacă ar fi spus cuvintele mele, ar fi abătut mânia mea de la ei, iar fi întors inima. Unde e problema la acești închinători? Care e problema Matei, capitolul 7? Versetul 21, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra. Unde era problema? Problema o spune Domnul Iisus în explicația, în versetul 23. Niciodată nu v-am cunoscut, dar de ce nu ne-ai cunoscut, Doamne? Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Uite-te unde e problema. Nu au slujit Domnului? N-au slujit Domnului? -au, nu s-au închinat? Ba da, s-au închinat. Dar au amestecat închinarea cu păcatul. Și Dumnezeu nu acceptă asta. Întotdeauna când noi venim să ne închinăm, frați tineri din orchestră, a cântat absolut impecabil muzical. Domnul să vă binecuvânteze. Numai că Domnul, nu se uităm în primul rând la cum cântați voi. Noi vedem cum cântați voi. Noi am auzit cum ați cântat. Am văzut nivelul profesional. Domnul nu la asta se uită în primul rând. Geneza capitolul 4 spune, Domnul Abel a adus o jerfă, Domnul s-a uitat cu plăcere spre Abel, cred că versetul 4, și spre jerfa lui. Înainte ca Domnul să privească cu plăcere la toată pregătirea voastră, la toată munca voastră, la toată munca mea care și eu am depus-o, la tot ce facem pentru El. Mai întâi Domnul privește cu plăcere, se uită mai întâi la om, la persoană, se uită la tine, când la trompete, când la câns solo, nu contează. Predic, nu contează. Mai întâi, Domnul nu se uită la predica mea. Domnul nu analizează cum analizează oamenii. Știți cum analizează oamenii? Se duce Samuel în casa, în casa lui Ișai Betleemitul. 1 Samuel capitolul 16 și spune, i duce acolo pe, pe copiii lui Isaia să vadă care va fi ales de Domnul. Când a intrat șasei Samuel, văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. De ce a spus Samuel că ăsta e unsul Domnului? Era frumos. Era ceva aparte, poate era cu un cap mai înalt ca și Saul. Și a zis Samuel, mă, dacă pe Saul a ales Domnul și era mai înalt ca toți, ăsta e următorul, că seamănă cu el. Și vine Domnul la prorocul lui și spune în felul următor. Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui. Știți la ce ne uităm noi? La asta ne uităm. Ne-am uitat la înfățișarea voastră, la statura muzicală, ne uităm la ceea ce afișează, afișăm, ceea ce izbește ochiul, Domnul nu se uită la asta în primul rând. Ce spune aici? Că și l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Dom omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și înainte ca Domnul să primească toată închinarea voastră, toată închinarea noastră din această zi, El stă să vadă inima noastră. Cunosc un caz concret, mi-a spus o persoană respectivă, un proroc, deci am fost într-o biserică, au avut laudă și închinări, au avut un timp, o oră și ceva de cântare, de laudă, știți cum este? Și după o oră de cântare vine Domnul și spune prorocului, scoală-te și spune-le că n-am primit nimic din închinarea lor. Mai vrea cineva să fie proroc? Cum să spui asta unui biserici mare? Cum să spui? Asta era pentru ei, pentru noi, e altă discuție. Și a zis, Doamne, cum să spun asta? Și a zis, Domnul, dacă nu le spui când pleci acasă, îți ies înainte. Și eu mă duc acasă și noi mergem acasă și avem copii și avem nevoi și avem situații în care avem nevoie de, de mâna Domnului. Unii, unii, se supără pe noi, da, știu, dar prefer să nu se supere Domnul pe mine. Chiar dacă oamenii se supără. Unul Galaten, capitolul 1, versetul 10, acolo spune, caud eu în clipa aceasta bunăvoința oamenilor? Frate, dar nu mai vrei să fi chemat? Dar nu mă interesează dacă mai sunt chemat sau nu. Pe mine mă interesează să știu că v-am spus cuvântul lui Dumnezeu, care pentru cei ce se smerește și ascultă, e salvare de la moarte. Iar pentru cei care nu vor să asculte, care își vor înțepeni grumazul, a fi o sândă, Doamne, păzește-ne! Doi din copiii mei sunt aici cu mine, mă rog pentru ei, la fel cum mă rog pentru dumneavoastră. Dumnezeu să-i atingă și pe ei și pe dumneavoastră. Dragii mei, Înșelarea înseamnă închinare fără sfințire. Închinare fără sfințire. Îmi vine în minte Isaia, capitolul 1, unde omului Dumnezeu, Isaia, striga și spunea versetul 12, Când veniți să vă, hai 11, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt de arde de tot ale berbecilor, de găsimea vițelor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Cum ați simțit să spună Dumnezeu, nu vreau să mai aud nimic. Când veniți să vă înfățișați înainte mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să îmi spurcați scursile? Nu mai duceți darul de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi să batem. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Aici s-au înșelat oamenii aceștia. Matei 7. Doamne, Doamne. Și Domnul le spune, nu mie mi a spus, Doamne, Doamne, că voi ați lucrat fără de legea. Eu vreau să vă fac un lucru foarte clar în această zi. Pocăința înseamnă sfințire. Adevărata închinare, adevărata închinare trebuie să izvorască din inima unui om care a stat în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Hai să privim la Isaia, care a spus cuvintele acestea. Dăm câteva pagini în capitolul 6 vede pe Dumnezeu scaunul lui, Serafimii doi stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, se acopereau, zburau și mai departe, striga unul la altul și vreau să observați mesajul Serafimilor, același mesaj cu Apocalipsa, nu mai citesc, unde cele patru fărturi vin, zi și noapte se aruncă înaintea lui Dumnezeu și strigă un singur lucru, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Ei nu strigă, înțelept, înțelept, înțelept este Domnul. Ei nu strigă, atot este Domnul. Ei strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Pentru că sfințenia este caracteristica principală a lui Dumnezeu. Și noi suntem copiii lui. Noi venim să ne închinăm. Era de dimineață citite frumoasele versete, dați-mi voie să le recitesc, dacă mi le amintesc așa pe scurt. Psalmul 96 cu 9. Zice acolo cuvântul lui Dumnezeu despre a, închinare. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea lui toți locuitorii pământului. 93 cu 5, mărturile tale sunt cu totul adevărate. care sfințenia casei lui Dumnezeu? Care-i podoaba, mă spuneți? Podoaba casei lui Dumnezeu, care este? Știți care este? Astăzi. Podoaba multor biserici este trupa de laudă și închinare. Aia e podoaba multor biserici. Podoaba unor altor, altor biserici sunt predicatorii cu renume. Predicatori cu renume. Așa au avut părinții noștri, nu? Bunicii noștri. Predicator cu renume. Asta e podoaba pentru cele mai multe biserici. Cântări, predici. Și Domnul spune, nu, în casa mea eu am o podoabă, podoaba casei mele se numește Sfințenia. Că ne place sau nu? Aici, bine, noi suntem în casa lui Dumnezeu, noi aducem o închinare lui, el abia așteaptă să o primească. Ascultați-mă, Dumnezeu nu are nevoie de închinarea noastră. Dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de închinarea noastră, care are miliarde de îngeri, are patru făpturi vii, are 24 de bătrâni, care zi și noapte nu mai și nu mai se închină lui Dumnezeu. El nu are nevoie de închinarea noastră, noi avem nevoie să ne închinăm lui. Noi avem, nu șeful tău are nevoie de munca ta în primul rând, tu ai nevoie să muncești ca să primești un salar, să poți să trăiești. Nu Dumnezeu are nevoie, nu mai poate după închinarea noastră. Dați-mi voie să vă spun, asta vă citesc, mi-am notat că destul mă chinu să știu țin minte Biblia, nu am putut să țin minte ce a spus această în împrejur. Fost pastor de închinare la Hillsong. Știu că iar am fac probleme, știu. Dar Len Zex, acum cum, numește, cum se numește ea. Auziți ce spune femeia aceasta care a condus milioane de tineri în închinare? Zice ea, cuvântul spune că Dumnezeu locuiește în, laudele, în mijlocul laudelor poporului său. Corect? Psalmul 22, versetul 3. Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Este uimitor, zice ea, scris în cartea ei despre închinare, cartea se numește Extravagant Worship, închinare extravagantă. Este uimitor să ne gândim că Dumnezeu în toată plinătatea Lui locuiește și se răsluiește în laudele noastre către El. Și acum auziți, lauda noastră este irezistibilă pentru Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Să vă spun că voi ascultați cântările astea mulți dintre dumneavoastră, cântările acestor în împrejur, să vă spun că se cântă în România, în multe biserici, în cele mai multe biserici deja, cântările acestor în împrejur? Femeia aceasta care a fost pastor de închinare ani de zile, a zis închinarea noastră e irezistibilă pentru Dumnezeu. Domnul zicea ea, de îndată ce El ne aude chemându-i numele, El este gata să ne răspundă. Acesta este Dumnezeu pe care îl slujim. De fiecare dată când echipa de laudă și închinare, împreună cu muzicienii, cântăreții, echipele de producție, dansatorii și actorii, încep să laude pe Dumnezeu. Prezența Lui vine ca un potop. Doamne, ce Cristos fals! Ce Cristos fals! După care Biblia asta? După care Biblie? Nu după Biblia asta. Că în Biblia aceasta, în Psalmul 22 cu 3, zice: Totuși, tu ești cel sfânt înainte de închinare, înainte de a-ți în mijlocul laudelor, Dumnezeu este sfânt, el nu se poate coborâ unde nu-i sfințenie. Și spune Psalmul 22, versetul 23: Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l. Voi toți sămânța lui Iacov, slăviți cu tremurați-vă înaintea lui, voi toți sămânța lui Israel. Uite adevărata închinare, uite în mijlocul cărora de locuiește Dumnezeu. Acestea sunt laudele unde locuiește Dumnezeu. Spune Isaia 11 cu 2 și 3 acolo, spune cuvântul Domnului, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfașă de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui a Domnului Isus va fi frica de Domnul. Ați repetat frumos, mult, multă muncă. Câți, câți dintre dumneavoastră care a cântat aici în orchestră, care a cântat în față, în grupuri, câți ați petrecut măcar 1%, 10% timpul cât ați repetat, să vă uitați în inima dumneavoastră. Când am venit să slujim Domnului, ne uităm să ne rate părul bine, să nu ne stea cămașa nu știu cum, cât ne oprim mai întâi în cămăruță, stăm cu fața la pământ, spunem, Doamne, oare îți place viața mea? Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Dar astăzi e promovat orice altceva, dar nu sfințenia, e promovat profesionalismul. Sunt echipe de închinare extraordinare, au instrumente, tot ceea ce e nevoie, au lumini, iese fum din scenă, când mergi acolo și te uiți, simți ceva. Și eu vreau să vă spun că nu-i Duhul lui Dumnezeu. Pune-te, rog, Roman, capitolul 14 cu 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Și, unul, spuneți voi, neprihănire, Roman 14 cu 17, Prima componentă a împărăției lui Dumnezeu este sfințirea, este neprihănirea. Neprihănire, pace și bucurie la final. Știți cum le face diavolul? Le întoarce pe dos. Bucurie, o, oh, gata, ne închinăm, hai veni să ne închinăm și toți intrăm așa și ne leagă și ne închinăm și nu-i sfințire și nu-i neprihănire, dar e bucurie. Asta e o bucurie firească, pământească, dacă nu cumva chiar drăcească. Când vine Duhul Sfânt, El întotdeauna aduce sfințire, neprihănire. Iată-l pe Isaia, care a stat față în față cu Dumnezeu, care a văzut slava lui Dumnezeu, bineînțeles, n-a văzut fața lui Dumnezeu, că și nimeni nu poate să o vadă, dar a văzut slava lui Dumnezeu. Și spune capitolul 6, versetul 4, se zgudeau ușorii, casa s-a umplut de fum, atunci am zis, vai de mine, iubiți tineri, când a spus ultima oară, vai de mine? Nu că v-a corectat dirijorul sau dirijorul, că n-a scântat bine, zic, Bă, vai de mine, că nu știu nimic. Nu asta. Când ai stat în fața slaviei lui Dumnezeu și ai spus, vai de mine! De ce i vai de mine? Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe Împăratul Domnului Știrilor. Știți care e prima lucrare care o face Dumnezeu? în dreptul lui Isaia? Sunt aici tineri pe care Domnul i-a botezat deja cu Duhul Sfânt. V-a umplut cu Duhul Sfânt. La unii dintre dumneavoastră, Domnul le-a da deja daruri. Va dacă câte un cuvânt de cunoștință, un cuvânt de prorocie. Știți ce așteaptă Dumnezeu? Să te sfințești ca darul să poată crește în viața ta. Să te sfințești. Dumnezeu nu face nimic, absolut nimic, fără sfințire. Când Dumnezeu coboară, totuși tu ești cel sfânt și Dumnezeu coboară în mijlocul, în mijlocul laudelor sfinte, unde e neprihănire, neprihăniților, bucurați vă în Domnul, oamenilor fără prihanele așa de bine ce? Cântarea de laudă, Doamne, dă-ne o astfel de inimă. N-ai vrea în această zi să vii la Domnul Iisus? Să-ți cercetezi inima? Nu cumva oare ești tu unul din aceia care a spus, Domnul, că ai poveri în inimă? Nu cumva oare sunt eu? Te așteaptă Domnul. Da, știu că ne grăbim la masă. Știu că e nevoie să și mâncăm. Eu voi rămâne aici până de seară la, la biserică. Poate mai sunt șoastrați care vor să rămână stăm la mărturisire. Eu până marți dimineață sunt liber, în afară de slujbe care sunt, pot să stau până marți dimineața. Că Domnul a spus, vrea să-i elibereze pe unii. Și nu avem altă, altceva alt, 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 de lucru. Soția ca acasă copii, oricum nu pot să-i cu nimic decât pe rugăciune, putem să stăm să vă ajutăm. N-ai vrea să vii la Hristos? N-ai vrea să înțelegi Că dacă nu te sfințești, poți să cânți, poți să fii dirijor, poți să fii dirijoare, poți să fii solist, poți să fii cine ai fi fără sfințire, nu intri în cer, punct. Nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. dă voi să te întreb, tânăr, dragă, care ești aici, sunt ochii tăi curați? Când stai înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, îți vezi starea ta. Când îți vezi starea ta, ceri Cermântuire din partea lui Dumnezeu. Domnul vine, te iartă, te salvează, te îmbracă cu putere și te trimite în slujire. Asta e ordinea. Dar, din nefericire, sunt mulți astăzi. Ioan, capitolul 12. Din nou, spune despre Isaia, chiar spune fermător 40 le-a orbit ochii, le-a împietrit inima, asta a spus Isaia în prorocia lui, să nu vadă cu ochii, să nu se leagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Și acum auziți, Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui. Și așa, atunci, în modul acesta a vorbit despre el. Știți care e tragedia anului care trăim a bisericilor noastre? Avem prea mulți predicatori, prea mulți cântăreți care n-au văzut slava Domnului dar cântă despre El, dar predică despre El, dar ei n-au stat față în față cu slava lui Dumnezeu, n-au căzut într-o zi la picioarele lui Dumnezeu să spună, sunt pierdut. Nu, avem profesionaliști. Un om care a stat față în față cu Dumnezeu, când urcă aici pe, pe scaunul acesta, când vine să cânte, când iese în față, el nu va căuta să se arate cu nimic, cu o unghie, cu un, un batic, cu un costum, cu un pantof, cu nimic, pentru că el a, stat, el a văzut sfințenia lui Dumnezeu și era o singură dorință în biserică să se vadă sfințenia lui Dumnezeu. De aceea suntem nevoiți să atragem atenția unor. Și da, știu că se supără mulți. Știu. Dar noi vrem să păstrăm casa lui Dumnezeu ca fiind casa a lui Dumnezeu. Casa asta nu e casa ta, nu e casa stocului tău, a părintelui tău ce mai bugat, nu mă interesează. Asta e casa lui Dumnezeu. Aici trebuie să fie sfințenia lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ai grijă cum te uși pe scaunul acela, cum ești îmbrăcată, cum când solo, cum ești în față, pentru că ești în casa lui Dumnezeu. În casa ta, faci ce vrei tu. În casa mea fac ce vreau eu. În casa lui Dumnezeu trebuie să învăț, să respect pe cel care e proprietarul casei, care m-a salvat. Aceasta este amăgirea. Mulți care predică, mulți care cântă, echipe de laudă și închinare. Mai am multe să vă spun, nu mai pot să vă spun. Timpul s-a dus. Echipe de laudă și închinare, care cântă și cântă și cântă. Milioane, Waymaker de la BBC, șapte milioane de vizualizări. Aseară, aseară am văzut. Șapte milioane. Cine le-a ascultat? Tinerii din bisericile noastre le-au ascultat unde un tânăr țopăie pe scenă și se dă în spectacol acolo, iar mă pun pe iar o să am probleme. Dar asta e adevărul. Când înțelegem casa lui Dumnezeu, e casa lui Dumnezeu, trebuie să fiu atent cum mă comport, trebuie să fiu atent cum vorbesc, trebuie să fiu atent ce fac, pentru că Domnul e gelos pentru casa lui, la fel de gelos cum e gelos pentru inima ta. N-ai vrea în această zi să vii la Iisus, să-și cercetezi inima, să cazi în fața Lui, să spui, Doamne, nu te-am cunoscut, cum se spunea de către fratele Ruben, da, nu te-am cunoscut. Poate am ținut niște rânduri el, poate am comentat în continuu, ce tot ne spun frații ăștia de, de, de să ne mai lăsăm machial, ce tot ne spun astea? Poate n-ai înțeles, nicio problemă. Vino la Iisus, stai față în față cu sfințenia Lui. Și când Domnul te pune în față, în față cu slava Lui, viața ta se va schimba. În această zi vă chemăm, vă chemăm să veniți la Iisus. Să venim toți înaintea Lui, să ne cercetăm, nu cumva urmăm un Hristos fals? În cu 1 Ioan capitolul 3. De unde știu că nu sunt amăgit? Cum pot să știu dacă sunt amăgit? Ascultați-mă, cine e amăgit nu știe că e amăgit, că de-aia e amăgit. Cine a amăgit nu știe că e amăgit, că dacă ar ști că e amăgit, s-ar trezi. 1 Ioan capitolul 3, versetul 3. Oricine are nădejde aceasta din doi, că într-o zi vom fi cu el ca el, în el se curățește după cum el este curat. Care e modelul de sfințire? Păi dacă dirijoara poate să aibă spatele gol, poți să am și eu spatele gol? Dacă dirijorul își permite să vină cu nu știu cu ce, îmi permit și eu cu nu știu ce freză, nu. Modelul de sfințire este Hristos. Se curăță după cum El este curat. Acesta e modelul de sfințire. Doamne ajută-ne la aceasta. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele în el nu este păcat. Asta e vestea bună care o ducem și în această zi din nou. Și ne-a dus-o Dumnezeu prin cuvântul lui de prorocie, prin cuvintele acestea, prin cântări chiar. Ne-a dus Dumnezeu și a spus, vă aștept la mine, nu vă împietriți, nu vă, nu vă înțepeniți gromazul. Oare câți vor pleca tot cum au venit? Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut, auziți? Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Unde e înșelarea? Aici e înșelarea. Eu sunt Copilul lui Dumnezeu. Eu sunt, vorbesc în alte limbi. Eu sunt cu Hristos. Eu iubesc lucrarea Duhului Sfânt. Mă lupt pentru lucrarea Duhului Sfânt, dar dacă tu ai primit Duhul Sfânt, ascultă-mă, prima lucrare care o face Duhul Sfânt în viața mea și a ta este Sfințirea. Pune-te, rog, dacă vrei, unul pentru unul cu doi, prin Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Auzi ce face Duhul Sfânt înainte să-ți spună cu cine să te căsătorești? înainte să spună pe unde să mergi la muncă, Duhul Sfânt lucrează sfințirea în viața ta și dacă lași să te sfințească, dacă lași să te curățească, El vine apoi și te călăuzește în celălalt paș. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul. Doamne, păzește-ne! Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Domnul poate nimici lucrarea diavolului din viața ta în ziua de azi. Știi cum? vinul la mărturisire. Ia un frate de aici. Pune păi, frate, vreau să mă mărturisesc. Nu mai suport. n asculta vocea care spune, dar ce crezi că numai tu faci păcatul ăsta? Că toți îl fac. Nu contează dacă toți îl fac. Tu du-te la mărturisire să fie liberat. Dumnezeu are plan cântarea care a scântat-o gânduri de pace am pentru voi, da, așa este. Eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde pentru fiecare dintre voi. Dumnezeu are în plan familii binecuvântate. Dar cei mai mulți distrug planul lui Dumnezeu în dreptul lor, ținând păcat în viața lor ascultând voci care îndeamnă mai departe la păcat. Am auzit ce n-am crezut că am să aud vreodată din gura unor slujitori care i-a spus unui cuiva care și a frate, nu mă pot înfruna. Păi dacă nu te poți înfruna, însoară-te! Că uite ce zice Biblia, 1, Corinteni, capitolul 7. În felul următor, versetul 8. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Frați tineri și noi, frații slujitori, soluția pentru neînfrânare nu căsătoria. Soluția pentru neînfrânare e mărturisirea păcatelor, e iertarea în sângele lui Isus, plinătatea Duhului Sfânt care rodește în mine, tocmai înfrânarea poftelor. Slăvit să fie Domnul! Dacă tu ești un băiat care nu te poți să abține, domnule, de la pornografie, și vine un spune, dacă nu te poți să abține și te masturbești și te uiți, însoară-te! Nu, 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 nu! Să ferească Dumnezeu să te însori așa! Că avem cazuri când după aceea tot acolo erau, tot acolo sunt, nu... Pocăința e, e răspunsul pentru nenfrânare. Pavel zice să rămână ca mine. Cum, Pavel era un nenfrânat? Deci, le spun să rămână ca mine. Cum era Pavel? Nu se putea înfr în înfrâna? Nu. El avea control prin Duhul Sfânt asupra trupului lui. A luptat. M am fost răstignit la Ten 2 cu 20 și am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine și viața care o trăiesc acum în trup, o trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Tu poți să scapi. Prin aceasta, ultimul verset, se cunosc copilul lui Dumnezeu, nu în 3 cu 10 copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Prin ce? Scrie pe fruntea noastră pentecostale. am cântat în cor, am făcut semne și minuni, nu. Prin aceasta, oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Simplu. Urmezi un Hristos mincinos? Urmezi un Hristos fals? Hristosul fals îți dă voie, du-te mai departe nicio problemă, nu te poți înfrâna, las că și alții, dar spun eu, toți au problema asta, du-te mai departe, nu. Vină la Hristos. Hristos este acela care te poate ajuta în această zi. Dacă sunteți aici, sunt frați slujitori aici, lăsăm și kfc în pace, lăsăm și McDonald's în pace, că avem timp să mâncăm și altă dată. Putem să rămânem să vă ajutăm, dar vino la Iisus. Te așteaptă Domnul, nu cumva la final să auzi cuvintele, eu nu te cunosc. Dacă face cineva voia tatălui meu, se va sfinți voia lui Dumnezeu. Nici n-am mai avut timp să intru mai departe. 1 în capitolul 4, stul 3. Căci voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Nu mai am timp să intru aici, poate de seară, dacă mai este timp. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.